Bătrăcan, ești o prezență tare dulcică datorită celor 6 ani pe care îi ai. În mare ai cântat curat intonațional, dar au fost și câteva scăpări. Piesa pe care ai ales-o să te reprezinte în concurs, nu știu dacă a fost cea mai bună alegere, datorită faptului că nu e prea ofertantă ca dificultate, ca întindere vocală, ca respirație. Însă cu siguranță Moș Crăciun a fost darnic cu tine când te-a auzit cântând-o. Continuă să muncești pentru că talent este și felicitări! Ia spune, Eric, a venit Moș Crăciun până la urmă? Eu sunt convinsă că a venit pentru că i-ai cântat din inimă. Acum, dacă vrei să-i cânti și mai frumos, să pronunți cuvintele mai bine, să intonezi corect, să ai mai multă încredere în tine, eu îți propun să apelezi la un profesor de cantă de la tine din oraș. Altfel, mult succes în continuare! Eric, te felicit că ești pe acest drum. E minunat că spiritul colindelor merge mai departe prin copilași care aleg să cânte colinde și te încurajez să le cânt și de acum pe mai departe. Felicitări pentru drumul ales. Îți doresc mult, mult succes în tot ceea ce faci. Îți doresc să studiezi, să perseverezi și să te ții de treabă și să vezi că vei ajunge acolo unde ți-e locul. E foarte important ca în muzică să studiezi și să fii perseverent în ceea ce faci. Mult, mult succes, dragule!